Vă rog să vă prezentați. Cetățean al Republicii Moldova, locuitor al satului Bălăsinești, Oleinic Anatolie. Oleinic Anatolie. Foarte plăcut. Problema la toate, la toți posesorii de automobile, cu reparația drumurilor. De plătit plătim, dar de reparat drumurile nu se repară. Ce că ți e problema? Aveți în vedere voi intersecții oricare la sat? Cată și, da, și chiar și așa, porțiuni de drumuri sunt ca de ieșea până marina satului, nu s-au pus găuri, sunt găuri care de o lopată de asfalt și nici așa nu. Eu vin acum de la Corjăut și m-am mirat ce drum rău. Da, nu s-a făcut nimic. Da, dar de plătit plătim. Corjăuțenii au făcut acolo stărui. În sat, da, în sat au făcut, dar la noi e puțin de tot. E măcar, nu vrem din nou, dar măcar aici să-l repare. Sunt și anume, ce intersecție aveți în vedere? Nu intersecție, bucata de drum, de la Părău, intersecție, Lipcane, Beleavenț. Am văzut, mi se pare că acolo ca un prag. Da. O să arătăm, mergem pe acolo și fragmentul mergeți, o să arătăm. Mergeți, filmați fragmentul, așa arătăm. Dar în general, aveți primar nou aici în sat. Tot așa la primar. Tot așa, da? Da. Sunteți mulțumiți? Așa. Sau la fiecare pentru buzunarul lui. La 50, la 50. O promis să tragă apă centralizată de 2 ani de zile și nu se mișcă nică treaba. Cum vă pare, Vasilia Simionese era primar? Da, așa l-au făcut. Făcut, da? Da, ea ca este rămasă de la dânsul pentru strâns gunoi. Parte, ce e așa, multe au făcut. Iată, vreau să vă dau o noutate, fiindcă la Consiliul European zilele acestea a primit o înștiințare, dacă corect o spune, acolo a câștigat un caz care din 2000 era scos. Da. Și acum și-au de dat cu omul, așa că noi statuare de dat mahala și foarte mult bani. Vecine, așa n-am avut eu cu dânsul. Uh-huh. Asta și era la dânsul, era ordine. Să lucra de la până la și curățenie în sat era la 5. Da, asta lui. E că tot omul are și el poate greșelități avem ca oameni și mai mult așa nimic, nu putem să spunem. Bine, vă mulțumim pentru informație. Da, o zi bună. Iată despre acest drum se vorbește.